Este tot ce se întâmplă la această ședință unde membrii nu au voie cu telefoane, Andreea Dumitrache, doar i-am văzut ieșind pe hol la baie și întorcându-se fără declarații. Da, bun găsit. Au fost obligați membrii CEC să-și lase telefoanele la intrarea în sală. Cei care nu fac parte din Comitetul Executiv Național, consilierii unora dintre politicieni, au fost dați afară din acea sală și, în spirit de glumă, putem să spunem că s-au scurs informațiile în drumul lor spre Budă. Asta e, cam așa a arătat Comitetul acesta Executiv Național, care până acum pare a fi unul destul de liniștit, pe un ton împăciuitor până acum, însă sunt surse din partid care spun că finalul s-ar putea să fie mai aprig. Nu s-a terminat turul de masă, adică toți cei care vor să vorbească, să-și spună nemulțumirile, nu au luat cuvântul. Sunt 63 de membri cu drept de vot și încă 2 în sală care nu au acest drept de vot. A vorbit primarul general Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stănescu, cei 3 care și-au asumat acea scrisoare și care au vorbit pe marginea ei, au reluat punctele în care îl critică pe președintele PSD Liviu Dragnea și și-au menținut tot, inclusiv cererea de demisie pe care a formulat-o apoi Gabriela Firea. Însă a rămas în aer deocamdată, nu s-a vorbit despre un posibil vot. Matematic, președintele PSD Liviu Dragnea nu are nicio problemă, s-a văzut și în imagini. A venit cu armata după el, peste 50 de președinți de organizații care sunt alături de Liviu Dragnea, dar care, din informațiile participante la acest comitet executiv, au unele nemulțumiri, susțin unele puncte din acea scrisoare, însă nu și primul punct, acela al demisiei. A vorbit în sală și președintele Comisiei pentru Controlul SRI, președintele PSD Dolj, Claudiu Manda, care a făcut un apel la pace și la unitate. Au fost mai mulți care au vorbit în acești termeni, inclusiv premierul Viorica Dăncilă a avut acest mesaj, iar mulți din Comitetul Executiv Național au și perceput-o pe Viorica Dăncilă ca fiind neutră, la mijloc. A venit cu acest mesaj în care spune că nu-și dă demisia, vrea să continue programul de guvernare, să rămână premier și să ducă la bun sfârșit toate acele puncte. Sunt surse din PSD care spun că Liviu Dragnea și-ar fi dorit să audă altceva, să o audă pe Viorica Dăncilă spunând că dacă pleacă Liviu Dragnea, atunci pleacă și ea, și atunci mesajul pentru cei din PSD ar fi fost clar: pierd guvernarea dacă nu se potolesc. În acest moment, acesta a fost mesajul de unitate dat de către premierul Viorica Dăncilă. La mijloc s-a vorbit, s-a cerut demisia, a vorbit și Mihai Tudose, un altul dintre cei 12 care sunt împotriva lui Liviu Dragnea și a criticat modul în care s-au luat anumite decizii. Așteptăm să vedem finalul, pentru că spuneam, nu știm dacă se va ajunge la vot, dacă se va propune ceva, iar Liviu Dragnea a întrebat dacă va propune el vreo excludere, pentru că spunea Gabriela Firea crede că îi se va cere capul ei. Liviu Dragnea spunea că nu va propune acest lucru. Ședința e întoi, în spatele ușii închise. Așteptăm să vedem dacă astăzi va fi vreo concluzie. Clar este că este cea mai așteptată ședință a celor din PSD. Andreea Dumitrache, îți mulțumesc!